Efeseni, capitolul 4, de unde aș dori să citesc versetul 32. În urmă cu 3 săptămâni, aproximativ, am predicat din versetul 31 și nu știu dacă țineți minte, dar v-am avertizat că poate revin cu versetul 32. Și mă țin de cuvânt în seara aceasta. Am văzut atunci, în urmă cu 3 săptămâni, într-un mesaj pe care l-am numit lucruri care ne distrug viața, am văzut anumite probleme care apar în urma neiertării. Și dacă cumva n-ai ascultat predica aceasta, dacă n-ai ascultat mesajul acesta, îl găsești online, găsești schița mesajului pe aplicația bisericii, cred că va fi o binecuvântare pentru viața ta. Și aș vrea ca în seara aceasta să privim la următorul verset, și anume versetul 32, și să vă aduc un mesaj pe care l-am numit Puterea de a ierta. Știu că și de dimineață s-a vorbit despre iertare, stați liniștiți, nu va fi aceeași predică, și dacă ar fi, am putea predica despre iertare duminică de duminică și nu ne-ar strica. Azi este ziua iertării. Duminica viitoare va fi ziua mulțumirii, azi e ziua iertării. Și aș dori ca să construim pe ce s-a spus de dimineață și să, de ce nu chiar să mergem un pic mai departe, să continuăm, să completăm din epistole acest subiect fascinant al iertării. Puterea de a ierta. Versetul 31 și 32. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Una dintre cele mai mari probleme din ziua de azi este lipsa de iertare. Nu lipsa de educație, nu lipsa a mijloacelor vieții, ci lipsa de iertare. Oamenii nu vor să ierte. Și ei nu iartă. Și unii spun că nu pot să ierte. Și acest rău al neiertării aduce mult rău și multă suferință și multă durere. Și în primul rând aduce durere în inima celui care nu iartă. Și am văzut asta data trecută și dacă n-ai fost la predica asta, te încurajez. Vezi ce zice Biblia. Vezi ce spune versetul 31. A nu ierta înseamnă, practic, a te da pe mâna torționarului, singur. Neiertarea aduce o durere lăuntrică. Ne este groază uneori de durerea fizică, așa e, oamenii au frica asta de spital, de suferință fizică, dar câteodată mai cruntă, poate chiar decât durerea fizică, este durerea lăuntrică. Să nu poți să oferi iertare, să nu poți să primești iertare. Un faimos psihiatru, Carl Menninger, nu știu dacă am pronunțat corect numele lui, omul acesta a spus, dacă aș putea convinge pacienții din spitalele de psihiatrie că păcatele lor au fost iertate, 75% dintre ei ar putea pleca acasă a doua zi. Neiertarea aduce durere și depresie și probleme și aduce drame, adevărate drame în societate. Există multă neiertare și răzbunare la muncă, între vecini, în trafic, și nu trebuie să vă spun câtă violență vedem în fiecare zi cu ochii noștri și pe ecranele la care privim. Și aduce neiertarea dezbinare în familie. Când în loc să se ierte unul pe celălalt, soții ajung să-și facă rău celuilalt. Și vreau să spun ceva, când faci rău celui de lângă tine, ai făcut o gaură în barca ta. Că tu, soția ta, voi doi sunteți în aceeași barcă. Răutatea aduce în familie suferință și aduce separare și uneori răutatea și lipsa de iertare este chiar sfârșitul familiei. Lumea e o lume neiertării.
Și evident, în această lume a neiertării ne-am așteptat ca să vedem iertare unde? În biserică. Măi, înțelegem că nu există iertare în lume. Că lumea era. Avem vorba asta. Dar în biserică. Nu? Comunitatea celor iertați. Un creștin care nu iartă este o contradicție în termeni. Înțelegem că oamenii nu iartă, dar un om care a fost iertat trebuie să ierte. Dacă el nu iartă, atunci cine mai poate ierta? Și totuși, dacă ar fi să fim sinceri, și vreau să fim sinceri, există multă mânie în inimile noastre, deși venim la biserică uneori. Și bisericile au în rândurile lor mulți oameni mânioși. O mânie ascunsă. Și multe conflicte, de obicei din lucruri mici. Și gesturi de răutate, subtile, deghizate, dar e răutate. Și care fuz câteodată. Nu iert, frate, nu iert. Și atunci când nu iertăm, aducem nu doar durere în viața bisericii, aducem durere în inima Duhului lui Dumnezeu. Pentru că spune Apostolul Pavel aici în Efeseni capitolul 4 să nu întristați pe Duhul Sfânt. Și unul dintre lucrurile care întristează pe Duhul Sfânt este tocmai neiertarea care este uneori în viața noastră. Și când Duhul Sfânt se întristează, el nu se poate manifesta. Și aș vrea să fiu sincer cu voi în seara aceasta și aș vrea să recunosc și să recunoaștem împreună că iertarea nu ne vine ușor, nici măcar nouă creștinilor. Nu-i ceva care ne vine ușor. Este greu uneori să iertăm. Ne este greu să iertăm atunci când ni s-a făcut un rău mare. E una că cineva spune o vorbă sau ceva. Dar există lucruri îngrozitoare care se pot întâmpla, care ți se pot face. Există lucruri rele, există abuz. Cineva poate abuza de încrederea ta și de bunătatea ta. Există rele care distrug vieți și distrug relații. E greu să iertăm atunci când înclinația noastră naturală, și asta este a firii noastre căzute, a firii noastre pământești, nu-i iertare. Iertarea nu-i primul nostru gând, ci răzbunare. Și am văzut asta în predica de pe munte, când am vorbit despre răzbunare, că e în inima noastră. E greu să iertăm atunci când îndemnul lumii spune nu ierta, ci răzbună-te, pentru că a ierta înseamnă a fi slab. Oamenii slabi iartă. E greu să iertăm când există atâtea înțelegeri greșite cu privire la iertare. Și sunt unii oameni care aud poate unele mesaje sau unele idei despre iertare și se gândesc, păi dacă asta e iertare, eu nu pot să iert. Dacă asta înseamnă iertare. Și iertarea este un subiect pe care nu-l neglijăm și nu trebuie să-l neglijăm, nu trebuie să-l evităm, ci trebuie să-l înțelegem. În primul rând, noi ca și creștini trebuie să-l înțelegem. Știți de ce? Pentru că lumea e plină de rău. Iertarea, practic, este reacția noastră la rău. Ce voi face când alți oameni îmi fac rău? Ce vor face copiii mei? Cum îmi învăț copiii mei să reacționeze când alți oameni le fac rău? Auzeam săptămânile acestea, săptămânile trecute și de-a lungul timpului tot felul de terapii care, se pare, ar ajuta oamenii să se descarce de rău. E o pernă, lovește în pernă? Asta va rezolva problema răului care ți s-a făcut? Am văzut undeva într-un clip video cineva care spunea, uite, am găsit o soluție, a luat un grup de oameni care aveau diferite probleme, unii au trecut prin drame, i-a dus undeva într-o pădure și acolo, gata, ne descărcăm emoțional și strigăm. Oare asta va rezolva problema? Cum reacționăm când ni se face rău? Cea mai bună reacție la rău este iertarea. Și oamenii de afară, unii dintre ei, n-ar avea nevoie de o minune mai mare decât să te vadă pe tine sau pe mine sau pe creștin că iartă ceva de neimaginat. Să ierți în așa fel încât alții să se mire. Să zic, mă, uite omul ăla ce-o iertat. Și vreau să privim la acest verset. E un singur verset despre iertare. Și vreau să-l împărțim în două idei. În prima parte, vreau să vorbim despre realitatea iertării. Fundația iertării. Și în a doua parte, să vedem responsabilitatea iertării. Despre iertarea pe care am primit-o și iertarea pe care trebuie să oferim. Pentru că iertarea pe care am primit-o și iertarea pe care trebuie să oferim sunt legate împreună.
În primul rând, deci, realitatea iertării lui Dumnezeu, iertarea pe care am primit-o. Versetul 32 spune, iertați-vă cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Aici începe tot. Cu iertarea pe care am primit-o. Și vedeți cum Apostolul Pavel ia ce ne-a învățat Hristos și dezvoltă ce ne-a învățat Hristos. Practic, epistolele nu spun nimic nou, ci duc mai departe ideile pe care Mântuitorul, înțelepciunea lui, le-a spus. Iertați-vă cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Vezi, iertare nu începe cu mine. Deseori aud oameni care spun, oh, domnul pastor, o să văd dacă o să găsesc în mine puterea de a ierta. Omule, nu te uiți în locul potrivit. Dacă te uiți în tine, nu te uiți în locul potrivit. Iertare nu începe cu tine. Iertare nu începe în tine. Iertarea începe când privești la Dumnezeu și la ce a făcut Dumnezeu. Iertarea pe care o dau altora pe orizontală este clădită pe temelia iertării. Iertarea pe verticală pe care am primit-o de la Dumnezeu. Totul începe aici. Nu cu mine însumi, nu cu tine, nu cu celălalt, ci cu Dumnezeu. Observați ce spune Apostolul Pavel și în aceste câteva cuvinte, e atâta bogăție aici. Dumnezeu v-a iertat în Hristos. Dumnezeu te-a iertat în Hristos. Acesta e rezumatul, să știți, crezului creștin. Creștinii sunt oameni care zic, Dumnezeu m-a iertat în Hristos. Dacă tu crezi acest lucru, din toată inima ta, te putem pune pe lista pentru botez. Este ceva care te califică la a intra în comunitatea bisericii, Dumnezeu te-a iertat în Hristos. Dacă nu crezi acest lucru, orice altceva crezi, nu ești creștin. Și nu poți să fii creștin. E rezumatul crezului creștin. Ce spune Pavel aici este explicația crucii. Dumnezeu ne-a iertat în Hristos. Asta s-a întâmplat la cruce. Crucea a deschis izvorul iertării și a curs în inima mea și din inima mea curge în viața altuia. De aceea crucea este simbolul principal al creștinismului. Iertarea este caracterul Dumnezeului creștin. Să știți că zeii păgâni erau zei răi și cruzi. Erau mai răi și mai cruzi decât oamenii care aduceau închinare înainte lor. Dar dintre toate religiile lumii, dintre toate popoarele, poporul creștin e singurul popor care se poate lăuda cu un Dumnezeu bun și iertător. Și există o expresie care spune, mai omul ăla mai bun decât religia lui. Asta nu se aplică la religia creștină. În sensul adevărat al cuvântului. Niciodată nu vom putea fi mai buni decât religia noastră. Religia creștină este o religie a iertării. Dumnezeu creștin este un Dumnezeu al iertării. Și nimeni nu va ierta vreodată mai mult decât a iertat Dumnezeul nostru. Și nu trebuie să iertăm nici, să nu uităm niciodată asta. Că am fost iertați. Dar uităm. Avem o problemă cu memoria. Și când uităm, încetăm să mai iertăm. Și Iisus a știut că avem o problemă cu memoria și știți ce a făcut? Ne-a lăsat ceva ca să ne ține minte, să ține minte. Știți ce? Tocmai am sărbătorit azi dimineață. Ce? Cina Domnului. Faceți acest lucru spre pomenirea mea. Ne-a lăsat o imagine vizibilă și plastică a iertării. Și luăm în mână pâinea și pâinea ce zice? Pâinea simbolizează trupul care s-a frânt ca să fiu iertat. Și ai luat azi dimineață în mână paharul și paharul simbolizează ce? Sângele care a curs. De ce a curs? Ca să fii iertat și să fiu iertat. Și Mântuitorul a știut că avem probleme cu iertare. Și când uităm, nu mai iertăm. Și de aceea a zis, faceți acest lucru. Și unii îl fac mai des, alții îl fac mai rar. Dar fiecare biserică are acest moment al cinei Domnului ca să nu uităm că am fost iertați. Cum am fost iertați? Ce fel de iertare este iertarea pe care am primit-o? Și vreau să spun ceva. Așează împreună cu mine în seara aceasta, încă o dată, baza iertării. Cum ai fost iertat? Iertarea este o iertare în dar, este deplină și definitivă. Ai fost iertat și am fost iertat în dar. Asta înseamnă că n-ai putut cumpăra iertarea și n-ai muncit pentru iertarea ta și n-ai avut merite ca să atragă iertarea ta. Însuși cuvântul iertare înseamnă har, înseamnă a da mai departe har. Dumnezeu ne-a dat har.
Este ceva ce noi n-am câștigat. E un dar gratuit, este un dar nemeritat. De ce ai primit iertare? De ce nu ai primit iertare? Nu ai primit iertare pentru că ai plâns. Nu ai primit iertare pentru că ți-a părut rău. Nu ai primit iertare pentru că ai încercat să schimbi viața. Și Dumnezeu a zis, măi, văd că încearcă să fie un om mai bun, o să-l iert. Nu de-aia ai primit iertare. N-ai primit iertare pentru că Dumnezeu într-o zi s-a gândit, hai cumva să diluez răul ăsta și să nu mai fie chiar așa de rău și și-o schimbat Dumnezeu caracterul, nici vorb. Păcatul nostru a fost văzut de Dumnezeu ca păcat. Și l-a arătat cu degetul și a zis că e păcat. Și l-a numit păcat. Dar a găsit o cale să rezolve păcatul, să acopere păcatul. Cu ce l-a acoperit? Cu sângele lui Iisus. Am primit iertare datorită a ce a făcut Dumnezeu Tatăl prin Hristos Fiul. Ce a făcut Dumnezeu Tatăl? Ce a făcut Hristos Fiul? Hristos Fiul a adus o jertfă. Jertfa Lui a făcut posibil darul iertării. Și se spunea așa dimineață și n-ar fi de ajuns dacă spune la fiecare program, El a primit în locul nostru ce meritam noi, adică pedeapsa. Ca noi să primim în locul Lui ce El ar fi trebuit să primească, și anume onoare și glorie și cinste. Și noi am fost tratați ca nevinovați, deși eram vinovați, pentru că El care era nevinovat a primit vinovăția noastră. El a primit pedeapsa ca noi să primim iertarea. La cruce asta s-a întâmplat. Iisus a luat locul nostru la cruce și Iisus a luat locul tău la cruce. Și nimeni n-ar fi putut lua locul tău la cruce în afară de Iisus, singurul reprezentant la cruce pentru noi, în favoarea noastră, ar fi putut ca să fie Iisus. Și când vorbim despre iertare, se întâmplă ceva. Avem impresia că Fiul a vrut iertarea, dar Tatăl poate mai puțin. Tatăl stă parcă în umbră câteodată în teologia noastră, dar Tatăl a dorit iertare la fel de mult. Tatăl a făcut planul în inima Lui să-și trimită Fiul. Tatăl a dorit ca tu să ai darul iertării. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu are copii din greșeală. Și nici copii nedoriți. Și dacă ești în biserică, înseamnă că Dumnezeu din veșnicie te-a ales. Și înseamnă că Dumnezeu te-a urmărit. Și înseamnă că Dumnezeu a venit înspre tine și Dumnezeu te-a adoptat. Și când dreptatea Lui cerea pedeapsa ta, dragostea Lui a plătit pedeapsa în locul tău. Ai fost iubit cu o iubire specială și ai fost adoptat în familie cu costuri mari. A murit Fiul Lui în locul tău să faci parte din această familie. De aceea ești copilul Lui Dumnezeu, pentru că Fiul a adus jertfa și Tatăl a dorit să se întâmple așa. Și tot e un dar. Dar iertarea aceasta nu e doar un dar, este o iertare deplină. O iertare de orice păcat și o iertare de toate păcatele. Dumnezeu n-a fost gârcit. Dumnezeu a revărsat iertarea cu generozitate. Și am văzut și azi dimineață și întotdeauna o imagine foarte plastică, păcatele ca o datorie. Era o datorie pe care nu o puteam plăti. Și vreau să vă spun ceva. Biblia spune că fiecare păcat care a fost comis va fi plătit și răzbunat de Dumnezeu. Nu contează că e în secret comis sau în public. Nu contează că a fost în trup sau în gând. Nu contează că a fost judecat aici de oameni sau nu. Fiecare păcat, într-o zi, va fi judecat de marele judecător. Și nimic nu va scăpa de ochii sfințeniei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va mătura sub preș, nici măcar o mică minciună. Fiecare va fi plătit. Dreptatea perfectă a lui Dumnezeu cere o judecată perfectă. Tot păcatul, toate păcatele, indiferent de forma în care au fost comise, vor fi plătite. Diferența este că unele vor fi plătite în iad și altele în Hristos. Și asta e vestea bună a creștinismului. Când ți-ai pus încrederea în Hristos, la cruce Hristos a plătit toate păcatele tale.
Și Dumnezeu nu va cere o plată dublă. Și am mai vorbit despre lucrul ăsta aici. Toate păcatele mele au fost plătite în Hristos. Și știți ce legătură are asta cu iertare? Pentru că atunci când iertăm, ni se pare cumva că, măi, omul pe care îl iertăm scapă cumva ușor. Așa-i? Măi, l-am iertat, dar mă. Uite ce-a făcut el, uite ce-a zis. Nimeni nu scapă. Cine nu se pocăiește, se întâlnește cu mânia lui Dumnezeu. Fiecare păcat va fi plătit, ori în Hristos, ori în iad. Și asta ne învață Scriptura. Că nu-i nevoie să reglăm noi conturile, Dumnezeu singur se va asigura de asta la final. Știi ce trebuie să faci tu? Să trăiești în bucuria iertării depline a lui Hristos. Hristos, când era pe cruce, a strigat, s-a isprăvit. S-a isprăvit este un termen comercial, înseamnă a fost plătit în întregime, integral. Toate păcatele tale, Dumnezeu le-a plătit în Hristos. Toate păcatele. Toate au fost acoperite de sângele lui Iisus Hristos. N-a fost vorba de un păcat aici, un păcat acolo, n-a fost vorba de cele mai mici, de alea mai decente, ci toate. Imaginați-vă că deasupra crucii lui Iisus Hristos îi pusă acolo o listă, pe ea scrie în detaliu toate păcatele tale. Toate au fost plătite în Hristos. Iertarea lui e în dar, iertarea lui este o iertare deplină, iertarea lui este ca și un potop care a venit și a măturat toată mizeria din viața ta. Dar iertarea lui mai este cumva. Iertarea lui este definitivă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu te-a iertat pentru totdeauna. Ați observat cum e verbul ăsta? V-a iertat. E o acțiune încheiată, e sfârșit, e finalizat. Dumnezeu te-a iertat. El te-a iertat în dar, Dumnezeu te-a iertat de plin, dar Dumnezeu te-a iertat definitiv. Adică Dumnezeu nu-și va retrage iertarea odată ce ți-a oferit-o. Înseamnă că judecătorul cerului nu o să anuleze odată ce a dat o sentință în dreptul tău. Înseamnă că atunci când vei fi în fața lui Dumnezeu la judecată, în registrele cerului, nu se va găsi nimic care să te condamne la iad. Dumnezeu când dă iertare, o dă în dar, o dă de plin și o dă definitiv. Ai fost achitat de plin în Hristos. Vezi că oamenii iartă imperfect. Cei mai buni oameni? Dumnezeul ăsta perfect. Iartă perfect. Când oamenii iartă, oamenii mai dezgroapă trecutul, așa-i? Dumnezeu iartă, dar lasă trecutul în trecut. Când oamenii te iartă, te iartă, dar parcă nu mai pot avea încredere în tine. Așa iertăm toți, imperfect, ca oameni imperfecți. Dumnezeu nu doar că te iartă, ci Dumnezeu are încredere în tine. Și are atâtea încredere în tine încât îți dă darurile Lui. Cum a avut Dumnezeu încredere în Pavel? Din teroristul ăsta Dumnezeu îl face un evanghelist, așa? Și îi dă darurile lui. Și îl face pastor și plantator de biserici. Așa ne iartă Dumnezeu. Un Dumnezeu perfect care ne iartă perfect. Și vreau să spun ceva. Iertarea este ceva real. Și este o realitate în care tu trebuie să-ți trăiești viața. Nu-i ceva ce speri într-o zi să ai, nu-i ceva ce vei obține la final. Ascultă-mă, iertare o primești la linia de start. Nu la linia de finish. Ai acum iertare în dar, de plină și definitivă, de dragul lui Hristos. Și scrie asta pe tăblița inimii tale, memorează acest lucru și să nu uiți niciodată. De aici mergem la a doua parte. Dacă așa am fost iertați, dacă asta a făcut El pentru noi, Pavel zice mai departe că e ceva ce și noi trebuie să facem pentru alții. Iertarea nu este doar o realitate, iertarea, spune el, este și o responsabilitate. Ce ai primit, dă mai departe. Uitați-vă la a doua parte a acestui verset sau acestui mesaj, care e de fapt prima parte a versetului. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos. Nu putea fi mai clar. Ai responsabilitatea iertării. Dacă păcatele tale împotriva lui Dumnezeu au fost iertate, păcatele altora împotriva ta trebuie să fie și ele la rândul tău iertate de către tine. Trebuie să dai mai departe ce ai primit. Bunătatea primită dă-o mai departe, mila primită dă-o mai departe, iertarea primită dă-o mai departe și dă-o mai departe cum ai primit-o, adică fără limite. Și aici începem noi să ne scuzăm.
m-ar trebui să iert, dar tu nu știi ce mi s-a făcut mie. Ar trebui să iert, dar tu nu știi ce s-a spus. Tu nu știi cum mi-a afectat viața. Ar trebui să iert, dar cumva în toate astea n-am cum să mă aliniez la regula asta, pentru că sunt un fel de excepție. Și exact asta vrea Satan să crezi despre tine, că tu ești o excepție. Și că ai primit iertare. Dar tu cumva n-ai responsabilitatea iertării. Și știți că Iisus a știut că ne vom scuza? De aceea a pus în rugăciunea Tatăl nostru o propoziție acolo. Și ne iartă, după cum și noi iertăm. Ca de fiecare dată când ne rugăm asta, să ne condamnăm pe noi singuri, să ne trezim mintea. Măi, oare iert? Am fost iertat așa, dar oare cum iert? Știți că după ce Iisus termină rugăciunea Tatăl nostru, reia un singur aspect din rugăciunea Tatăl nostru și le explică, știți care? Cu iertarea. Și fiți atenți ce zice el. Cred că s-a zis și de dimineață. Dacă iertați greșelile oamenilor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Iisus zice, ai primit iertarea, ai o responsabilitate să dai iertare. Și s-a spus din această pildă fantastică, pilda robului nemilostiv care iese în stradă și iertarea pe care a primit-o nu-l ține foarte mult și se termină aceeași idee, tot așa vă va face și Tatăl meu ceresc dacă fiecare nu iartă. Și acum vreau să spun ceva aici, trebuie să înțelegem ce spune Iisus aici și ce nu spune Iisus aici. Iisus nu spune aici că Dumnezeu își va retrage iertarea. O sentință odată dată, ea rămâne. Dar ce spune Iisus aici? Iisus spune aici că dacă nu iertăm, neiertare ne face rău nouă pe acest pământ. Și am văzut despre iertarea juridică a lui Dumnezeu ca judecător și iertarea parentală a lui Dumnezeu ca tată. Dumnezeu ne-a iertat în calitate de judecător, dar avem nevoie de iertarea Tatălui atunci când greșim și când nu venim înainte lui Dumnezeu să ne cerem iertare ca tată și nu rezolvăm problemele, ne facem rău nouă înși. Și nu mai e pace, nu mai e bucurie, nu mai e liniște. Dar nu doar că te chinui tu pe tine, îl lași pe diavolul să te chinuie pe tine. Și îl înviți pe diavolul în casa ta, să aducă în casa ta și în viața ta tot felul de lucruri rele. Dumnezeu nu-și va retrage iertarea, dar tu vei suferi atunci când nu ierți. Dar vreau să spun ceva, poate chiar mai departe, a nu da iertare înseamnă că n-ai înțeles niciodată iertarea. Și poate n-ai avut niciodată iertare. Iisus zice, ai primit o iertare pe care trebuie să o dai. Vine Pavel și zice, ai primit o iertare și trebuie să o dai mai departe. Există o iertare și ea trebuie înțeleasă, admirată și imitată. Și vreau să aduc aici câteva idei despre iertarea pe care noi ne-o dăm unii altora. Hai să mergem un pic mai departe în iertare. Iertarea e o poruncă. E porunca lui Dumnezeu. Verbul iertați-vă este la imperativ. Este ceva care nu se negociază. Este ceva care nu lasă loc de scuze. Este ceva la... Și Dumnezeu nu ne lasă niciun fel de portiță ca să scăpăm. Pe unde m-aș putea furișa acest iertați-vă unul pe altul? Este o poruncă. Ce înseamnă că e o poruncă? Înseamnă că nu este niciun dacă. Pavel nu zice iartă dacă îi pare rău. Iartă-l dacă se schimbă. Iartă-l dacă îți cere iertare. Iartă-l dacă nu e ceva care face mereu. Măi, a făcut și el odată sau ia și atunci trebuie să-l ierți. El nu zice iartă-l dacă tu așa simți în inima ta. Pavel zice doar atât. Iartă-l. E porunca pe care ți-o dă Dumnezeu. Și a nu asculta de poruncă este ce? Păcat. Și când nu iert, trăiesc în păcat. Și oare câți din biserică trăiesc în acest păcat al neiertării? Sau avem impresia că pe Dumnezeu îl ofensează numai păcatele grosolane? Curvia, beția, păcatele trupului, astea care se văd, care se știu, scandaloase? Păcatul neiertării îl ofensează pe Dumnezeu într-un mod special. Știți de ce? Pentru că odată a refuzat să iert. Când El îmi dă porunca aceasta, înseamnă a ignora cu bună știință modelul pe care mi l-a dat El. El mi-a zis, așa te-am iertat pe tine, așa să iert și tu. Ăsta e un model. Ți-l dau.
Și a nu ierta, practic, asta înseamnă a refuza ca să calc pe urmele lui, a refuza să-l imit pe tatăl meu, înseamnă a refuza să fiu un ecou al bunătății și al milei lui Dumnezeu și în loc să fiu un ecou al lui Dumnezeu, vreau să fiu un ecou al răutății și al răzbunării și al lucrurilor rele din viața mea. Și ce îl ofensează pe Dumnezeu păcatul neiertării? Pentru că e vorba de mândria noastră, de exagerarea propriei persoane, a răului care ne s-a făcut. Pentru că niciodată nu va trebui să iertăm cât a iertat Dumnezeu. Niciodată. Niciodată nu vom ierta de pe poziția de pe care Dumnezeu ne-a iertat. Niciodată nu vom ierta și ca să ne coste cât l-a costat pe Dumnezeu, ce ne costă mândria noastră. Ne costă poate un lucru pe care îl iubim, nu un obiect, poate o dreptate personală. Și știi ce mă gândeam? Că nici măcar n-ar trebui să vedem iertarea ca pe o poruncă, ci ca pe un privilegiu. Cu cât ești mai matur, cu atât ar trebui să vezi iertarea ca un privilegiu, privilegiu de a arăta unei lumi sceptice iertarea lui Dumnezeu. Dar iertarea nu e doar o poruncă. Iertarea are de-a face, și Pavel vine și spune, care de-a face cu devenirea ta, cu cine devii tu. Când ierți, devii mai asemănător cu Hristos. Uite ce zice versetul. Fiți buni, miloși și iertați-vă. L-ați observat pe acest fiți? Înseamnă deveniți. Atunci când ierți, tu devii tot mai asemănător cu Iisus. Dumnezeu îți dă porunca, devino tot mai asemănător cu Iisus. Dumnezeu îți dă și puterea, puterea Duhului Sfânt. Devino tot mai asemănător cu Iisus. Cum? Cu bunătate. Ce înseamnă bunătate? Bunătate nu înseamnă doar ce simt eu în inima mea. Bunătate înseamnă să fac ceva concret pentru cel de lângă mine când e în suferință, cum a fost Hristos bun. Apoi spune, fiți miloși. Ce înseamnă asta? Compasiune, sensibilitate. Efectiv, ideea de a ți se rupe inima, a fi mișcat, cum Hristos a fost mișcat de suferință. Iertați-vă. Și există aici o întrebare la care aș vrea să răspund. Cum rămâne cu ce simțim? Când trebuie să iertăm, dar nu simțim să iertăm, și nici măcar nu simțim că am iertat. Când simțim ce n-ar trebui să simțim, deși spunem noi că am iertat. Când poate simțim mânie, când poate simțim durere, când poate simțim încă deranj față de nedreptate care ni s-a făcut, ce se întâmplă când nu simți? Și cineva spunea că avea probleme cu neiertarea, o autoare, femeie care a trecut prin mari suferințe și la un moment dat cineva i-a făcut un lucru rău și deși a spus te iert, și a spus iert, încă simțea mânie uneori pe ce i s-a făcut, când se gândea. Și cineva a stat de vorbă cu ea și i-a dat o ilustrație pe care vreau să ți-o dau și ție. I-a zis, imaginează-ți un turn și un clopot și de clopotul acela e legată o frânghie și cine trage clopotul acela evident trage de frânghie. Chiar după ce omul mai lasă de frânghie, clopotul încă se mai mișcă, nu? Și se mișcă, se mișcă până când în cele din urmă se oprește. Vezi, așa e și iertare. Iertare e un act. Zici, iert. Dar până emoțiile mele uneori se vindecă, până emoțiile mele se aliniază cu decizia mea, poate va mai dura timp. Și câteodată poate răniți, sunt răscolit de amintirea, lucrurile care mi s-au spus, care mi s-au făcut. Vedeți, faptul că iertăm nu anulează emoțiile noastre. Dumnezeu nu ne transformă în roboți. Atunci când ele sunt răscolite, trebuie să ne amintim, am iertat. Și va fi un moment în care emoțiile noastre se vor alinia cu decizia, am ales să iert și am iertat. Și asta face parte din ce? Din procesul devenirii tale a unei noi ființe în Hristos și cu fiecare iertare, următoarea alegere bună va fi mai ușoară, vei fi mai aproape de ce vrea Hristos ca să fii. Dar atenție, cu fiecare alegere rea îți va fi mai greu să ierți și vei fi mai aproape de ce vrea Satan ca să fii. Pentru că dacă versetul 32 ne spune ce vrea Dumnezeu să devenim, versetul 31 ne spune ce vrea Satan să devenim, ori devenim ce vrea Hristos să devenim, ori devenim ce vrea Satan să devenim, ce vrea Satan să devenim, am văzut data trecută oamenii ai mărăciunii. Și cât de puternică e o travă a mărăciunii. Satan vrea să devenim oamenii ai iuțimii.
să explodezi mânia ta, să nu ierți, să nu fii bun, să nu fii milos, să nu fii sensibil. Satan vrea ca să fii un om al mâniei. Am văzut, e mânia ascunsă din inima ta care arde acolo la foc mic și o întreții acolo, ani de zile o poți ține acolo. Ce vrea Satan să devii? Să devii un om care strici, un om zgomotos. Satan vrea să devii un om care clevetești, care să știi să vorbești de rău, cât mai bine, în ghilimele. Să ataci, să atac. Vedeți, nimic nu poate ține în spate aceste răutăți decât barajul bunătății lui Dumnezeu. Și asta îl clădești când ierți. Și mai există ceva aici. Iertarea și părtășie. Observați, vă rog, ce spune Pavel. Să ne iertăm unii pe alții. Este ceva reciproc și de la egal la egal. Azi te iert eu pe tine și mâine va trebui să mă ierți tu pe mine. Și am să te iert de la egal la egal. De la creație la creație. Nu de la creator la creație. Cum a fost Dumnezeu pus în situația de o face. Și dacă El a trecut distanța, cu atât mai mult eu trebuie ca să trec distanța. Și mă gândeam zilele acestea, scriind acest mesaj, poate ăsta ar trebui să fie gândul cu care intrăm într-o relație. Așteptarea cu care intrăm undeva într-o relație. Fie că e o relație de familie, fie că e în biserică, când intri într-o relație și te gândești, măi, sigur va trebui să iert aici ceva. Așa e? Că asta va trebui. Și dacă ai devenit membru a bisericii noastre, ascultă-mă, va trebui să ierți aici ceva. Și va trebui ca alții să-ți ierte ție. Și iertarea face posibilă ce? Părtășia. Când iertăm, deblocăm lucrurile. Când nu iertăm, tot se blochează. Marele predicator al Americii, John Wesley, adică predicatorul al Angliei, John Wesley, călătorea cu un general, un om foarte dur. Și spune el, la un moment dat, cineva i-a greșit, un subordonat, și a venit omul ăsta umil și și-a cerut iertare. Și atunci generalul ăsta morocănos a zis, nu iert niciodată. Nu iert, niciodată. La care acest predicator, mare evanghelist, a zis, omule, atunci sper să nu păcătuiești niciodată. Pentru că singurul om care nu are nevoie de iertare e un om perfect și niciunul dintre noi nu este perfect. Și vreau să mergem un pic mai departe aici, în domeniul părtășiei. Iertarea mea nu depinde de altul. Iertarea mea nu depinde de nimeni altcineva, de ce face altul. Iertarea mea este decizia mea, e un gest unilateral prin care eu șterg păcatul cuiva din registrul meu personal. E ceva ce vreau să fac și e ceva ce pot să fac. Și nimeni nu mă poate opri, nici măcar omul care mi-a greșit. Iertarea mea nu depinde dacă îți ceri iertare tu de la mine. Iertarea mea nu depinde de faptul dacă tu te pocăiești sau nu. Iertarea mea nu depinde nici măcar dacă mi se face sau nu dreptate. Iertarea mea nu depinde de nimic altceva decât de decizia mea. Eu șterg din registrul meu personal ce mi-ai făcut tu. Șterg. Iertarea mea nu depinde nici măcar de împăcarea noastră. Împăcarea e de preferat, așa e. Iertarea poate să ducă la împăcare. Dar iertarea nu duce întotdeauna la împăcare. Ar fi de preferat să ducă la împăcare. E bine să ne rugăm să ducă la împăcare, dar nu întotdeauna duce la împăcare. Vreau să vă spun ceva. Împăcarea e nevoie de doi oameni. Iertarea e nevoie de unul singur. Iertarea mea nu înseamnă uitare. Și există iluzia asta sau concepția asta greșită. Frate, am iertat, dar nu pot uita. Nici n-ai cum. Dumnezeu ne-a construit cu o memorie. Nu ni se șterge din memorie lucrurile rele pe care ni le-au făcut alții. Și cu atât mai mult când suntem în biserică, cum să iertăm și să uităm, să iertăm și să uităm când ne vedem mereu unii pe alții? Când avem interacțiune unii cu alții? A ierta nu înseamnă a uita. Și a ierta înseamnă a nu mai aminti, așa-i? A nu reproșa greșeala. A nu aduce trecutul în față.
A ierta înseamnă a nu-mi reaminti cu amărăciune. Adică dacă l-am lăsat în trecut, rămâne acolo în trecut, chiar dacă undeva într-un sertar al memoriei mele este încă acolo. Dumnezeu nu ne anulează memoria, Dumnezeu nu ne anulează emoțiile. Și mai există ceva aici. Iertarea nu e o scuză pentru rău. Oamenii au uneori această idee greșită, mă, că iertarea e o scuză sau e o permisiune ca omul care mi-a făcut rău să-mi facă rău în continuare. Nici vorbă. Oamenii au obiceiuri păcătoase și oamenii au defecte de caracter. Iertarea are scopul de a ajuta pe oameni, dar nu are scopul de a alimenta rău. Ca să vă dau un exemplu. Să zicem că cineva îți cere niște bani împrumut și nu ți-i mai dă. Și nici nu mai poate să ți-i dea. Și n-are cum să ți-i dea. Și știi că oricine ar da la omul la bani împrumut, niciodată nu o să-i mai vadă. Asta e problema lui. E o ocazie bună să-l ierți. Dar înseamnă că trebuie să-i mai dai bani? Poate cineva îți face rău, cineva te rănește. Și sunt oameni care ne rănesc. E o ocazie bună să ierți și ar trebui să ierți. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-i permiți să te rănească mereu. E o ocazie bună să pui niște granițe, nu? Există oameni care abuzează și există tot felul de abuzuri. Și când cineva face un astfel de lucru, ierți omul, nu? Dar nu permiți abuzul ca să se repete, să se întâmple, nu? Vezi, iertare nu înseamnă a permite rău, a găsi o scuză pentru rău, a călca dreptatea în picioare. Pot chiar să iert pe cineva și să existe o chestiune a dreptății care trebuie stabilită acolo. L-am iertat în inima mea, am șters din registrul meu personal ce mi-a făcut sau ce mi-a zis. Dar există momente în care, înțelegeți, lucrurile se ne duc pe un teren mai profund, mai complex. Și am văzut când am studiat despre dreptate și despre răzbunare și despre iertare, ce înseamnă toate, răzbunare, dreptate și iertare. Și vreau să întreb în această zi, tu cum stai cu iertare? Ce faci când ți se greșește? Unde te descarci când ți se greșește? Mergi la cruce ca să afli cum ai fost iertat și cum trebuie să ierți sau adună în tine? Realitatea iertării și responsabilitatea. Vreau să facem ceva, haideți să ne ridicăm în picioare, invit și trupa să vină aici în față. Ziua de azi a fost ziua iertării. Și bine ar fi cu ziua de azi să ne învățăm o lecție așa de bine încât să iertăm și să fie ușor să iertăm. Dar adevărul este că nu e ușor să iertăm. Adevărul este că uneori este greu să iertăm. Adevărul este că atunci când spunem nu pot ierta, există într-adevăr acolo o parte pe care Dumnezeu pune putere. Și vreau să cântăm o cântare al cărui refren spune sprijin-mi e Hristos. Știi cine te ajută să trăiești în iertare? Hristos. Și poate ești aici, nu știu, viața ta s-a clintit, poate credința ta s-a clintit, sunt niște oameni care ți-au făcut rău sau, nu știu, cineva cândva s-a întâmplat ceva în viața ta și știi, blocat efectiv aici. Am întâlnit oameni care nu se botează în apă sau nu s-au putut boteza în apă toată viața lor pentru că n-au putut ierta ceva. Vreau să spun ceva. Dumnezeu e cu ochii pe tine și vrea să te ajute să ierți cum te-a iertat El pe tine.